Echipa de basket feminin Olimpia Brașov a reușit a doua victorie din tot atâtea meciuri disputate în acest sezon al Ligii Naționale. Fetele pregătite de Dan Calanci au învins la limită scor 62-61 pe sferturi 20-12, 15-16, 12-9 și 15-24. Formația Phoenix Galați. Basketbalistele de sub tâmp au început bine jocul din runda a doua a campionatului. Peșovi și Hanford au fost extrem de precise în atac și după primele 10 minute de joc, Olimpia conducea cu scorul de 20-12. În ultimul sfert, gălățencele au început o cursă de urmărire și chiar au reușit să treacă în avantaj pe final. Din fericire, Peșovi și compania au reușit să revină în joc și să câștige partida cu scorul de 62-61. Cea mai bună marcatoare din tabăra brașoveană a fost Hanford, autoarea 20 de puncte. Pentru Olimpia au mai înscris Peșovi 15 puncte, Duret 12, Higgins 8 și Irimia 7. Au fost mai multe aspecte ale jocului care n-au funcționat așa cum ne-am fi dorit la parametrii normali și este cât se poate de firesc. Suntem la început de sezon. Elaia a venit doar de o săptămână, nu funcționează multe lucruri așa cum ne dorim. Este cât se poate de normal din punctul meu de vedere. Cel mai important până la urmă este faptul că am reușit să câștigăm acest joc. Sunt două puncte extrem de importante care contează în economia clasamentului. În runda a treia, Olimpia va evolua în deplasare contra formației CSBT Alexandria, echipă care până acum are o victorie și o înfrângere în acest campionat. La sporturilor, Dumitru Popescu Colibaș a fost gazda campionatului național de judo pe echipe. Echipa de băieți a clubului Dinamo Brașov, pregătită de Vasile Blendica, a făcut un concurs perfect și a urcat pe prima treaptă a podiumului. Judoca brașoveni au trecut în primul meci de UCSM Cluj-Napoca B, iar în semifinale au învins CS Politehnica Iași. În finala competiției desfășurată la Brașov, băieții pregătiți de Vasile Blendica au învins formația UCSM Cluj-Napoca A și au cucerit astfel medaliile de aur și tricourile de campioni naționali. Pentru Dinamo au luptat Cristian Dârlău, Daniel Natea, Caniveț Dimitris, Amado Lazea și Mircea Cătălin Mânzățeanu. Medaliile de bronz au fost adjudecate de Politehnica Iași și CSM Ploiești. Competiția fetelor a fost dominată cu autoritate de sportivele de la Cluj. Cele două echipe de la Universitatea CSM Cluj-Napoca și-au disputat finala, câștig de cauză având prima echipă a clubului de sub dealul Feleacului. Medaliile de bronz au revenit echipei CSM Ploiești.